Piața volantă din centrul Piteștiului se va deschide pe 14 octombrie. Au fost prezenți producătorii și procesatorii din județul Argeș. Domnul primar Pendiuc a fost contactat și s-a oferit această variantă de a putea să-și vândă produsele vineri și sâmbătă, vineri toată ziua și sâmbătă până la ora 12, într-un spațiu vis-a-vis de Teatrul Alexandru Davila. Ieri, la Prefectura Argeș, s-a înființat Comitetul de Inițiativă al Producătorilor Agricoli, care se va ocupa de punerea în practică a acestui proiect. Ei se bucură și de sprijinul Direcției Agricole Argeș, care, de altfel, are un reprezentant în acest comitet. Este o idee foarte bună, pe care încercăm să o punem pe roate, împreună cu instituția prefectului, cu primăria din Pitești. Vrem să organizăm o piață volantă de vineri dimineața până sâmbătă la ora 12, în care să fim numai producători în toate domeniile și să oferim ceea ce se întâmplă și în alte țări, o piață de proximitate unde producătorii să vină să vândă prospețime, calitate, la prețuri competitive, bune. Această piață va aduce piteștenilor produse tradiționale din județul Argeș, fără aditivi, fără zahăr la țuică, fără adausuri.